Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din seria Fabricat în Române, un proiect Startup și Medlife, prin care ne-am propus să vorbim despre cum poți crește sănătos un business, pornind de la poveștile unor antreprenori și owner de afaceri mici din România. Astăzi am plăcerea de a avea alături de mine pe Ciprian Stancu, fondator Republica Bio. Bună ziua, Ciprian, și bine ai venit alături de noi! Mulțumesc pentru invitație, bine te-am găsit! spune mai multe despre Republica Bio. Când ați început voi și până la mai ales de ce a început Republica Bio? Am început acum 9 ani și am început dintr-o convingere plăpândă că o să reușesc să adun în jurul meu niște oameni cărora le pasă de cei din jur și de mediu. Și convingerea asta a crescut din ce în ce mai mult. Am început timid un business despre care nu știam absolut nimic. Am început să facem e-commerce și niciunul dintre oameni din echipă nu știa cu ce se mănâncă e-commerce-ul. Și treptat am început să învățăm. Din păcate, acest treptat a durat foarte mult și când un proces de învățare durează mult, costă mult. Și de asta, în momentul în care sunt... Invitat sau dau diferite interviuri, și mi se spune că sunt un antreprenor de succes. Nu, nu, nu. Eu sunt doar un antreprenor muncitor. Succesul urmează să vină, probabil, dar oricum, succesul nu-l măsor, nu măsor în date financiare, ci în cum schimbăm viețile oamenilor. Și, din fericire, ideea pe care am avut-o la început de a avea o echipă care îi pasă. De uh, sănătate, de toate planurile de sănătate uh, umană, um, planul ăsta a, a, a dat roade. Am, reu am reușit să ajungem uh, o echipă de 20 de oameni uh, și facem lucruri din ce în ce mai de impact. Um, și asta e cea mai mare satisfacție: că în fiecare zi, um, în fiecare zi. Simțim că oamenii cu care intrăm în contact se simt mai bine, sunt mai bine după interacțiunea cu noi. Fie că ajung să consume produsele, unii dintre ei doar sună să primească sfaturi, sună în call center, ok, n-am cumpărat nimic, e cam bancul ăla, te uiți sau cumperi? Nu, n-au cumpărat nimic, dar ne sună, vorbesc jumătate de oră despre sănătatea lor, vorbesc despre unele probleme pe care le au, uneori îi putem ajuta cu sfaturi și faptul că după interacțiunea asta oamenii se simt mai bine, pentru noi în, înseamnă că acea idee de la care am pornit, acea scânteie, începe să, începe să prindă un contur din ce în ce mai frumos. Ai anticipat puțin întrebarea mea următoare. cu câți, câți oameni ați plecat la drum? Erai, erai singur sau au mai fost și alți, alți parteneri, alți oameni care au crezut în acest vis? Și cum a evoluat echipa în acești ani? Am anticipat am anticipat întrebarea pentru că mâncând sănătos ajungi să citești gândurile celor cu care vorbești. Am început cu uh, mai mulți uh, mai mulți parteneri care îmi sunt actual colegi, fiecare uh, competent pe câte o uh, pe câte o arie, uh, mult mai competenți decât mine pe ceea ce, uh, pe ceea ce fac. Și întotdeauna am spus că um, rolul unui antreprenor este rolul unui dirijor. El trebuie să știe un pic de muzică, dar nu trebuie să știe la fiecare, să cânte la fiecare instrument. Cei care cântă la instrumente trebuie să fie foarte buni. Și am, uh, am norocul să fi fondat această uh, companie cu oameni extrem, extrem de competenți, extrem de loiali. Care s-au dezvoltat, și de la care am învățat foarte mult în călătoria asta. Ce provocări ai apropo, de, de creșterea echipei, um, din momentul în care începi, și pe măsură ce, ce încep să se alăture mai mulți colegi și să se diversifice și cunoștințele lor și rolurile pe care le ocupă? Primul lucru pe care pot să îl remarc este că sunt. Foarte puțini oameni care vor să lucreze pentru Republica Bio. Nu știu dacă e, e, e o trăsătură a noastră, a nișei în care funcționăm. Nu știu dacă e o trăsătură a companiilor mici. Dar este cert că e, e foarte greu să recrutăm, să recrutăm oameni. Aparent, ce am învățat în ultimii trei ani este că numele contează și cu cât ai un brand mai puternic de companie, cu atât oamenii sunt mai atrași, chiar dacă poate pachetul salarial nu e la nivelul la care plătește un startup. Adică se întâmplă acest paradox. Ca și startup ai mai puțin bani, ești dispus să plătești însă mai mult și nici așa nu reușești să atragi anumiți, anumiți oameni. Și paradoxul ăsta n-am reușit să-l descifrez. În, în continuare, noi avem, cred că, poziții deschise de un an și jumătate. Bun, e posibil să fim pretențioși, uh, pentru că cerem, pe lângă competență, cerem și acest, uh, ace această stare mentală de a, te, uh, uh, de a împărtăși aceleași valori cu noi și poate că suntem un pic sectanți și nu e multă lume care împărtășește valorile astea, dar eu în zona asta e o dificultate pe care trebuie să o, să, să o admit și despre care vorbesc foarte deschis. Atunci când reușim în situațiile fericite în care reușim să atragem, în sfârșit a venit cineva să lucreze cu noi, Iarăși suntem ca în, ca în bancola, nu deranjați o că mai avem clienți destui. Ne concentrăm să înțelegem, în primul rând, care este individualitatea lui, care sunt lucrurile care îi plac, care sunt lucrurile care îi displac, care sunt lucrurile pe care, dacă le face, contribuie cel mai mult la rezultatele întregii echipe. Și după ce descoperim această individualitate, încercăm să creăm spațiul. Pentru, a, pentru că această individualitate, aceste, aceste trăsături pe care le are să se manifeste. felul în care vedem lucrurile, sunt, felul în care vedem este când angajezi un om, e ca un, e ca un boboc de floare încă n-am florit. Tu vezi potențialul, știi cum poate să contribuie. Rolul tău este să îi dai toate resursele să înflorească și să se simtă atât de bine încât să rămână în continuare și să, să, să crească, să ia din ce în ce mai multe responsabilități, apoi să aibă oameni în subordine, să-și angajeze, să-și coordoneze propria echipă, să crească. În, în felul ăsta cresc sănătos organizațiile. Cred că, chiar dacă cresc mai, mai, mai lent, corporațiile mari probabil vor să ia oameni super competenți îi pun și încep să producă din ziua 1. În, în, în startup-uri, și pentru că rolurile sunt destul de. sunt mai puțin clar delimitate. Facem ce nevoie, facem de toate, facem. apar anumite, anumite provocări, cărora trebuie să le facem față, pentru care nu suntem pregătiți și pentru asta trebuie să ne dezvoltăm abilitățile. De asta, în, în, în startup-uri, procesul, procesul de creștere este mai lent, procesul de adaptare este mai lent. Nu vii cu un cu foaie și spui asta trebuie să faci, de mâine te-am înregimentat, vezi de treabă, succes, cafeaua e acolo. O, o fișă a postului, așa <gântu -i> tipizată. Da, da. Ai menționat partea de valori <coughs> și aș vrea să te întreb, a, din punctul tău de, de vedere, cum crezi, cum, cum poți ca antreprenor, ca manager să creezi o cultură a companiei, astfel încât colegii tăi să, să se alăture viziunii tale și valorilor pe care vrei să le transmiți? În companiile mici, în firmele mici, în special în startup-uri, cred că este mult mai simplu de făcut asta decât în corporațiile mari. Iar modul cel mai puternic de a arăta asta este exemplul personal. Când oamenii din jurul tău văd și înțeleg lucrurile de care ție îți pasă, atunci ei încep să respecte acele lucruri. Îți dau un, îți dau un singur exemplu. Dacă noi avem această, această centrare a serviciilor pe, pe client, asta înseamnă că orice client care apelează la noi primește un răspuns în 10 minute maxim. Ce înseamnă asta? Dacă colegele mele din call center sunt angrenate în alte discuții și primim un mail pe care îl primește mai multă lume din companie, avem un sistem în care inclusiv eu pot să răspund ca omul să primească un răspuns în acele 10 minute, chiar dacă acest răspuns este am primit mesajul tău, revine cineva în cel mai scurt timp. Știi? Nu ne place să sunăm la un telefon și sun și mulțumim că ați sunat la sunteți persoana 184 cu coadă, vă rugăm așteptați toți colegii noștri sunt angrenați în alte convorbi um, nu, vrei să, uh, nu vrei să ajungi acolo iar modelul pentru modelul ăsta de prioritizare a client service-ului și de excelență a interacțiunii cu clientul um, asta a fost o, o chestiune care ne-a preocupat încă de la început noi am luat modelul unei nu avem voie să spunem nume, am luat un modelul unei companii din Statele Unite care vin de pantofi, care a fost prezentată ca fiind compania cu cel mai bun client service din lume, și noi am studiat acest model, am citit tot ce fac ei și ce au scris ei și au scris, au scris și niște cărți, și am învățat un an de zile cum să facem, uh, cum să facem asta. Ai menționat uh, partea de, de client și faptul și oarecum ca să zic așa beneficiile pe care, pe care le oferiți lor acest, acest timp foarte scurt de răspuns și, și grija pe care o aveți pentru ei. Rămânem la partea de beneficii, dar pentru, pentru colegii din echipă. Ce alte beneficii au pe lângă pachetul pe lângă pachetul salarial și bă, bănuiesc că există diverse bonusuri. Ce alte beneficii le le, oferi, le oferiți și cât de importante consider că sunt acestea pentru pentru o echipă? Da, e o întreagă discuție cu, cu beneficiile, și evident că, antreprenor, ești preocupat de, de lucrurile astea, pentru că încep să conteze din ce în ce mai mult versus pachetul, pachetul salarial. Îmi place să sper că lucrul cel mai important, beneficiul cel mai important pe care îl au colegii mei este. Acest spațiu emoțional pe care îl creăm prin interacțiunile pe care le avem. La noi în companie nimeni nu este șef, ne spunem ideile deschis, fiecare simte că poate contribui și asta aduce o, aduce o sănătate emoțională, o sănătate mentală și o sănătate emoțională, care este precondiția pentru o. Pentru o o stare energetică bună. Dacă vorbim de uh, beneficiile tangibile, uh, aici uh, paleta este mai uh, e destul de mare uh, de la serviciile medicale, uh, pachetele de servicii medicale care sunt uh, incluse până la cursurile de specializare pe care vor să le facă. Iar aici vreau să punctez că uh, din nou preocuparea mea este ca ei să fie fericiți. Și dacă unul îmi spune, dacă este, lucrează la client service și îmi spune, mie îmi place pictura și asta mă pasionează, ok, o să plătesc un curs de pictură pentru acel om, pentru că din... Din uh, exprimarea creativității lui va veni un tip de energie de care avem nevoie în, în, în echipă. Ce urmează pentru acest an în evoluția Republica Bio și pă, dacă ne poți împărtăși și cumva și din planurile pe care le aveți pentru 2024? Bănuiesc că sunt acolo undeva scrise? Da, am, am, învățat, uh, am învățat să planific ce aușesc pe 5 ani și Știm ce se va întâmpla în următorii 5 în următorii ani, avem o idee. Știm că vrem să facem în continuare să dezvoltăm business în zona de sănătate. Sănătatea are multe forme, de la sănătatea fizică, mentală, emoțională, spirituală. Formele în care o să se articuleze această idee încă nu le știm. Ce știm este că. Am în urmă cu patru luni am fondat o, o altă companie care se ocupă cu produsele din, din cânepă medicală care în momentul ăsta începe vânzarea în Europa și în Statele Unite. Știu că avem două linii de produse tot dedicate sănătății care vor ieși anul ăsta, două branduri internaționale. Pe care le vom pune pe piața anul ăsta Și știm că vom, îmbunătăți, vom îmbogăți portofoliul republica Bio cu multe produse anul ăsta. În, 2000, în 2024, cu siguranță 2024 va fi anul de expansiune internațională. Acum testăm apele, am semnat deja niște contracte de distribuție, dar să, să facem baby steps, să învățăm despre business internațional, nu știm. Și e te așezi la masă te așezi la masă cu un distribuitor și știi, când ai un pic de experiență știi, o să-mi ceară între 30 și 40%, ok, ce poți să aștept. Dar când nu știi nimic, te uiți ca mutu și zici oare ce o să iasă din el acum mă sperie și plec. O, o luăm de la capăt. Businessul internațional e un business în sine și o luăm de la capăt. E foarte bine că învățăm tot timpul lucruri, e foarte bine că rămânem stimulați, e foarte bine că nu ne-am pierdut această curiozitate copilărească de a ne întreba, ok, ce, ce se mai poate întâmpla, sau ce o să învățăm, ce o să ni se ceară. Um, și cred că, cred că asta dă o foarte mare satisfacție în, ceea, în tot ceea ce facem. Învățând și um, um, cunoscând oameni noi, cunoscând culturi noi, e extrem de, um, e extrem de sănătos pentru dezvoltarea noastră ca oameni. Îți mulțumesc frumos și la final aș dori să facem un exercițiu de imaginație și cu tot ce ai învățat în acești ani și toată experiența să te întorci în prima, în prima zi ca fondator a Republica Bio. Ce îi zice lui Ciprian de atunci? Um, e foarte simplu. Știu ce, știu ce i spune. Uh, i -aș spune așa. Băi, băiatule, știu că te pregătești să faci un business pe care vrei să-l crești foarte repede și să simți ce înseamnă succesul în 1, 2, maxim 3 ani. Dar antreprenoriatul nu este sprint, antreprenoriatul este maraton. Așa că pregătește-ți bocancii care trebuie pentru că o să ai foarte mult de mers în maratonul ăsta. Foarte frumos spus. Îți mulțumesc mult și mult succes! Aveți în continuare! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și astăzi la un nou episod din Fabricat în Române. Ne vedem și data viitoare cu o nouă poveste antreprenorială românească.